Probabil cu toții știți pe blondul. Blondul meu. Și probabil cu toții știți cât de greu a ajuns acolo sus. Și bineînțeles că nu pot să fac nimic fără gurița mea. Hai mă. Nu. Hai mă. Vine pe scări. Acum că am ajuns amândoi la nivelul lui blondul, probabil știți că a plecat de la Peugeot-ul ăsta și a ajuns la Ferrari 488 GTB de aproape 300.000 de euro. Dar eu vreau sincer să mă urc în el, numai că este încuiat. Și încă o chestie pe care nu o știți este că el acum e plecat în Budapesta la Mobile Fox ca să facă bani de încă un ăsta, să nu mai ajungă la Peugeot ăla jegos de care a vrut să scape toată viața lui. Dar avem nevoie de un complice. Danny este singur acasă, n-a plecat cu el, așa că o să să-i cerem cheia de la Ferrari, să vedem dacă o are, pentru că ține la mașina asta cum nu ține la celelalte. Adică cu Taycanul mi l-a dat pe circuit, Cayenne-ul, Rolls-ul, Mini, câte mai are, mă, băiatule? Hai să o sunăm pe Danny. Danny. Da. Alo? Tu ai cheia de la Ferrari? Da. Și ne dai și nouă? Puțin? Vrem să plecăm cu el la mare. Ok. N-a fost prea greu. Nu e chiar așa greu să iei un Ferrari. Na. Realizez că noi putem să plecăm cu ea. Dacă află, te omoară. Eu sunt aici. Cum adică? Tu du-te în casă la loc. A, dar chiar așa. Știi că tu te-ai primat în jigodia aia de Peugeot 14 ani de zile. Da, am amintiri frumoase. Ai amintiri frumoase? Azi încerc să-i o cumpăr. Să-i fac cadou. Vreau să știu dacă mai e brelocul meu acolo. Ce breloc? Am să știu că e de la Kinder Jerry, la oglindă. Cum pare că mașina e intactă, așa cum a primit-o? Sau o fi la fier vechi. Bun, și acum hai să vă zic povestea cum am cunoscut eu cu blondul și de ce vreau eu să-i fac cadouul ăsta, că nu i-a făcut nimeni. Bă, dar chiar așa, ăsta a cumpărat zeci de mașini și nimeni nu i-a cumpărat nicio mașină. Mie nu mi-a cumpărat nicio mașină. Ție nu? Lasă că-ți cumpăr eu. Îți cumpăr un Cesar Roz. Deci, eu am postat pe TikTok 2-3 videoclipuri, au făcut multe vizualizări, 1.000.000-2.000.000 și i-a povestit înainte să-mi dea mesaj că a primit o notificare pe Insta care îi spunea vizualizează cel mai popular reel din România. Și era ăla al meu cu 4 butoane, 4 butoane. A primit notificarea, mi-a dat mesaj: "Salut, vrei să faci ceva cum dă blondul, știi?" Și eu zis: i-am dat simt din prima. L-ai lăsat un pic să fiarbă așa. Da, când? În weekend ești liber? Și zic: "Eu, cred că da." Eram pia mâine. Și am ajuns la el. Eu cream că e ceva prank. M-am întâlnit cu el. El începuse să mi arate care G-class, nu știu care. Era diesel, era gen. Era ce pune asta. Și am filmat. Am făcut vreo 3-4 TikTok-uri, ne-am uitat puțin în terasă și a fost iubire la prima vedere. Băi, a fost iubire la prima vedere. Și ne-am prietenit de atunci. În fiecare weekend mergeam la el să filmăm și stăm împreună și după aia am dormit la el vreo, cred că o lună, că el mai avea încă un apartament pe care nu-l folosea. Aveam aur așa în spate. Eu știam cu cine să stau, cu cine să vorbesc, ce să fac, cât să cer la orice colaborare. Adică m-am învățat foarte multe chestii de astea pe care trebuie să le înveți în timp. Și eu țin foarte mult la el. Și în loc să dau acum, probabil cât o fi mașina aia, 1000 de euro, 2000 de euro, cam așa, exact banii de pachet M, vreau să încerc să-i cumpăr pe Peugeot ăla. Bă, și vreau să-i zic așa: "Bă, auzi, ia du-te că ți-ai luat arfe, ai tu față de Ferrari, ia-mi p***a pe jos și mergi cu el." Lăsând această poveste, bă, du-te-n p***a mea, blondule, chiar te iubesc? Avem așa ceva. Ia vezi, merge? Mamă, ne omoară ăsta. Așa e când ești milionar, a? Ne omoară la dacă vede, ești frate. Să nu treacă Daniel pe aici. Mamă, să nu treacă CTC-ul. Misiunea noastră e să-l găsim pe băiatul la care a primit pe jou, să-l sunăm și să-i cumpărăm mașina. Să nu comentați, să nu apăsați pe butonul de like, pentru că am făcut pariu cu ăsta pe o masă la Duman, că clipul lui nu face mai mult de 500.000 de views. Deci vreau să rupeți butonul ăla de like și de subscribe ca să-l terminăm pe ăsta și să-i arătăm că se poate. Se poate. Așa ne mâncat ești? Eu? Vrei așa neapărat așa o masă? Așa ne mâncat. Deci în primul rând o să piardă o masă la Duman. Și în al doilea rând vreau să fie cel mai tare vlog ăsta, pentru că nimeni nu i-a dat nimic lui Zbâr, doar el a dat până acum. În caia și gura lui. Ok, deci el a făcut un video care se numește ultimul care iese din mașină o păstrează. Peugeot, adică. Deci băiatul ăsta a câștigat-o. Ok. Costel a câștigat mașina. Costel. Ia, trebuie să fie în comentarii, să-l asta. Costel 3870. Stop. Ia de un pic înapoi. Ce are băiatul ăsta pe telefon? Are cumva husă Mobile Fox? Dacă tu cumva te uiți pe canalul ăsta și nu ai husă, țeavă goală, intri acum pe site-ul Mobile Fox, ți alegi modelul dorit, adaugi în coș, bagi codul bisoi ca să o iei gratis de aproape fiecare dată și acum te poți uita liniștit la vlog fără să ai mustrări de conștiință. Costel a câștigat mașina. Costel, ia, trebuie să fie în comentarii, să-l asta. Costel 3870. Vă mulțumesc mult, a fost o experiență plăcută. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați votat. Dacă intră el pe video, trebuie să aibă. Are Instagram în descriere. Da. Uite, are Instagram în descriere. Ia. L-am găsit. Are poză fix cu mașina. Pe 1 mai 2023 încă o avea, dar după aia văd că și-a luat o simțire de asta de Ford Focus. Salut. I-am dat mesajul. O să-i dea și Gami mesaj, pentru că are 1.000.000 de followeri. Mi-a scris din 2018, deci. Aaaa. Și a răspuns. Ia, notează numărul. Alo, salut. Alo, salut. Scuze, te deranjez, poți să vorbești 5 minute? Da. Deci fii atent. Tu ai câștigat pe jocul lui Zbâr, nu? Da. Îl mai ai? Nu pot să cred. Ce ai făcut cu el? S-a rupt o supapă la motor. Păi și ai vândut-o? L-am dat pe piese. Pe piese? Da. Nu pot să cred. Caroseria o mai ai? Nimic, nu. Mai ai cu inima. E... Da. Fa... Nu avem ce să facem.
Deci eu voiam să o cumpăr de la tine. Am înțeles. Bine, mulțumesc frumos. Te pup. Pa, pa. De nu pot să cred. Mașina nu mai există. Tu-ți dai seama? Sunt șocat. Câte amintiri aveam eu în mașina aia, tu ești prost? Ești gras. Doar eu mă uitam cât ai făcut cu mașina aia. Sunt foarte supărat în momentul de față. O să intru pe OLX și o să caut un Peugeot, pentru că tot vreau să-i cumpăr aceeași mașină. Dar trebuie neapărat să fie unul albastru, așa că ia să vedem. Am găsit unul la 5500 de lei. Albastru, zici că e al lui. Ia. Da, și roțile la fel, dar e de Iași. Să fii sănătos. Iași. Deci am analizat puțin piața și singurul este unul din Târgoviște. Dar e talent, gen. E tot albastru, asta contează. Cu interior crem și trapă, gogule. Deci eu îți garantez că în mașina asta stai mai bine ca în șeptar. Cătălin, ia să vedem. Apel. Alo, bună ziua. Ziua. Aveți un Peugeot 406 la vânzare pe OLX? Da, eu sunt în Târgoviște, mașina e la 8 km, aproape de Târgoviște. Aș vrea să o și cumpăr astăzi. Acte și astea cum mai facem la 8, că nu cred că mai e niciun centru de ăsta deschisă. Să-ți facem actele când luați mașina, nu vă dau mașina și la 2 zile facem actele pe numele lui. Bine, vreau să vă mai zic totuși că mașina e funcțională, arată foarte bine, dar în schimb nu are ITP-ul făcut. Pentru că mașina nu a mai umblat nimeni cu ea și nu avea să-i fac ITP-ul. Gândesc și revin eu cu un telefon în 5 minute, e ok? Da, cum vrei. Ce facem, mă? N-aveam cum să luăm azi. Să ne vedem mâine când plecăm după mașină. Ok, băieți, avem o mică, mare, foarte mare problemă. Au trecut 3 zile, iar acel tataie bohorât nu mai răspunde la telefon și nici la mesaje. Nu mai vrea să-mi vândă mașina, efectiv. Cred că s-a speriat că l-am întrebat dacă pot să iau mașina fără să fac actele. S-a gândit că, mamă, ce țeapă îi dau, e vreo urzică de-aia calculatoristă. Așa că, singurul Peugeot care, apropo, vezi că ăsta de la Târgoviște, era cu interior alb și nu semăna cu ăla lui, adică, păi ziceam direct că nu e ăla. Adică își dă seama că nu ești. Și cu ăsta poți să-l minți. Păi da, ăsta e, zic clar că e Peugeot-ul lui. Deci hai să vi-l arăt. Ăsta e Peugeot-ul. Ăsta e la 5500 de lei. Ăla era la 7500. Dar este la Iași. Iar noi cu mașina până la Iași facem aproximativ 7 ore. Și e gunoi. Așa că îl vom suna. Iar dacă va fi de acord să ne vândă mașina, vom merge cu avionul, băieți. Am căutat și bilete de avion. Ar trebui să plecăm mâine cu avionul, să mergem să luăm mașina, să-i dăm blondului cadoul. Bă, dar ar fi tare să luăm pasta. Bun. Mi-a răspuns, mi-a dat numărul de telefon și hai să sunăm. Eu n-am probleme, ideea e să ajung cu ea de la Iași la București și e perfect, atât îmi trebuie. Eu n-am probleme, că păi, atunci rămâne să iau biletul de avion și să vă comunic la ce oră ajung în Iași. Da, mă, da. Ce om calci bun. De la Iași, mă. De la Iași, mă, moldovean de-al meu. Aia era 7500 și asta acum e 4200. Deci e perfect. Hai să luăm biletul de avion. Avem așa, avem la... Wow! Ce? Oh. Ia să vedem. Asta e fonduri insuficiente. Doamne ferește. Bă, ai luat Iași spre București, bă, handicap. Ce dale are în el. Gata. Băieți, deci biletele sunt luate. Deci mai rămâne să ne facem bagajul și să așteptăm să facă joi. Am emoții. La 6 dimineața. Deci fix acum vorbeam cu ăsta de cum o să mergem mâine cu mașina și am primit mesaje la ăsta pe joc. Bună ziua, cu părere de rău, dar încercăm să o pornesc azi, nu am mai avut deloc să ține relativ. M-a chemat mecanic și mi-a spus că e senzorul electronic de pe turbină. Nu puteți merge cu ea la București, nu mai are sens să veniți, i-am comandat senzorul. Wow! Sun. Alo, bună ziua! Am citit acum mesajul dumneavoastră. Eu am plătit aproape 2000 de lei pe biletele de avion, nu se poate repara până mâine? Nu poate să atașe, trebuie să-l comandă, trebuie să-l comandă, se face rău. A venit timpul, băieți, este 4:54 dimineața. Nu vine să cred că mergem cu avionul la Iași. Uber-ul ne ajunge în 6 minute. Îl luăm pe Gami și ne suim în avion spre Iași. Momentan mașina nu merge. Nu știu dacă putem să facem actele azi, însă biletele au fost cumpărate și eu nu mă las până nu-i cumpăr lui blondul ăsta mașina. Vreau să iau Peugeot și o să iau Peugeot. Băieți, bună dimineața. Neața. Deci, oficial am ajuns în aeroport. Gata, tot avem biletele de avion. Dar cum e tricoul ăsta? Pac. Boina, boina, galaba. E greu. Da, mă. Dar aveți outfit aici. Pac, tricou stil armură. Băieți, să ajungem la... Am ajuns la Iași, e 8 dimineața. Am primit mesaj. Până dimineața, când ajungeți la Iași, dați un telefon, eu sunt la serviciu, dar mă învoie. Strada Apelor. Dar e mare Iașul? Nu știu să zic, e marișor. Erau 2 km, Google. 10 minute. Dimineața. Deci, cum să vă zic eu, am ajuns după un drum lung și ia vedeți cu ce suntem aici. Pac! Pac!
tai și te uiți așa la video fără să dai subscribe. Pe unde ai văzut, mă, tu să fie ceva gratis în lumea asta? Dai subscribe și nu se mai anime de tine, te uiți liniștit în continuare. Ia uite, mă, frate, m-aș enerva. Incredibil. Da, mă. Dar o să se prindă că nu e a lui. O să se prindă? Adică m-am prins și eu că nu e a lui. Da, e mai scorojit mai asta. E aceeași configurație, nu? Da. Mamă, dar are ceva rugină pe aici. Cauciucul ăsta se duce un pic umflat. Mamă, cum dracu merge asta 400 de km, gogule? Wow. Și cu Hamilton la volan. Wow. Îți garantez că o să te pui în scaun, în față sau în spate, și o să zici wow. Da? Da, îți garantez. Ia să vedem. Realizez că asta este munca noastră de 2 săptămâni de când mă chinui și sunt stresat. Bun. Bineînțeles că înainte să cumpărați o mașină, trebuie să luăm seria de șasiu, da? Pe care o găsim chiar aici, apartrii. Chiar aici, uite, VF așa. Intrăm pe site-ul Mobil Fox, da? Băgăm seria, comandăm o husă cu codul Bisoi și ce se întâmplă, Gami? Vom avea cea mai mare reducere pe care o putem primi la o husă. Unde vreau să mănânc se deschide la 12 și 8. Deci dacă reușim să luăm mașina, mergem unde vrei tu. Wow. Oriunde. Noi avem un prieten așa, care a plecat de jos, era sărac. Și asta a fost mașina pe care a primit-o el de la părinții lui. Acum are Ferrari și are mașină de 500.000 de euro. Bravo. Și eu vreau să-i cumpăr mașina asta, că a fost prima lui mașină. Cum ajungi cu ea la București? Pe platformă, eu îți mai las din bani dacă o iei pe platformă, ca să zici că-i faci o treabă. Dar credeți că nu merge deloc, deloc? Nu știu, hai să ne uităm. Uite. Ia. Ce mi-a făcut ieri? Deci, i-am dădea acest airbag fault, da? Bun. M-am dus la mecanic, eu nu mă pricep. I-am curățat EGR-ul. Vezi? Și tușește și... Dar este fundul. Bine. Alaltă ieri. Duc. Duc. Așa îmi facea. Duc. Duc. Ia, dă-i un pic ok tu, ca să văd eu de-o scos ăsta. Nu, ce faci comodul, spui că ăsta nu-n spate? De unde vrei să-l pun? Ia. N-am mai condus mașina asta de... Ia. Cine o ia și o pune la punct, n-are treabă. Eu am mers cu ea perfect. Deci de aici ești pic. Ia vezi că a pornit. Deci, dragilor, eu ce să zic? Eu în locul vostru aș aștepta să o fac. Acum, dacă voi vreți neapărat să o luați, mai discutăm la bani. Dar nu pornește. Nu, dă nas, ai văzut, se neacă ceva. Da. Deci, aparent, mașina nu pornește deloc. Îmi vine să mă omor. Eu am înțeles că ea pornește, dar se mai gâtuie uneori. Nu mai pornește deloc. O să mergem cu platforma până la București, dragilor. Așa că nu uitați să dați like pentru acest skin, că vine să mă omor. Mamă, băieți, urați-ne baftă. Ești bun, 7 ore. Măcar nu stăm în platformă cu cabină. Am găsit platformă cu mașină, separi meu, pentru că dacă stăteam într-o cabină de aia, într-un Sprinter de la 3 inși, legați așa umbilical, muream. Așa, măcar stăm, ne plimbăm, stăm într-o mașină normală. Așa, deci cât l-a dus distracția? Deci biletele 15 mili, mașina 40 s-au făcut 55 de mili, cu platforma 20 de mili, 75 de milioane. De dacă nu mănânc ceva și nu beau cafea, nebunesc, sincer, dar cumva mă bucură faptul că nu conduc eu. Deci pentru mine e win. Am făcut actele, am semnat, am luat mașina, însă n-avem cum să o mutăm de pe loc. Deci cu ea noastră, putem să facem ce vrem cu ea. Deci fii atent, am făcut eu un calcul, te-a dus mașina asta fix 75 de milioane. Nu vă să cred. Dar lasă-mă să mă bucur de mașina mea, ești nebun. Deci în primul rând avem așa un Peugeot 406, cât e, mă, 2000? 2000 diesel. Ia. Ah! Ia uite cum ți arată că ai ușa deschisă aici. Bă, vezi că ești mecheră mașina, coaie. Ia vezi. Ia, ia. Hai, mami. Hai, mami. Hai, mă, fut, iar că eu pornesc. Da, auzi, dar cum se bagă Daniel în ea? Da, mi-a aștept. Mamă, cum mă simt? Am călătorit în timp. Bă, bune. Mamă, are căcă. Da, încălzirea asta scaune? Da. Cum e, mă? Ia, vezi, scutire! Ca în tren. Pac! Pac! Deci mașina asta nu o să vadă interiorul unui serviciu în viața ei de acum încolo, ați înțeles? Dacă cât era Daniel. Daniel se urcă în ea, pac, face... Aaaa, păi senzorul de la turbină, mă, bă, minogule. Cred că e cadoul lui Daniel, Daniel îți zbâr. Am ajuns la restaurant. Mama mia ne-a recomandat domnul de la Uber. Păi ce prețul ăsta e? 30 de lei o pizza. Humusul e 9 lei. E mai scump un bueno la mama aia la minimarket decât humus de 4 persoane. Băi, deci am terminat de mâncat, am mâncat o pizza și boss a văzut ceva meniu, ceva desert și a zis: "No, nu ești pregătit, ce comand?" Și a comandat ceva. Dar nu știu ce ești, că nu te gândești. Că nu-ți idee, cât crezi că costă ce-am comandat? 55 de lei. Wow, dar cred că a dus capul în farfurie asta, ești prost? Deci astea sunt vișine. Vișine normale. Deci am ajuns aici și uitați-vă la ăsta cum a parcat de aproape. Așteptăm platforma. Pentru că nu pornește. A mai costat încă 20 de milioane, încă 2000 de lei, gogule. Avem mașină. E căcată în sfârșit. Mai avem doar 7 ore pe drum. 7 ore. Mamă, de când visez la momentul ăsta. Sunt extenuat. Doamne, nu știu unde sunt. Sunt
dacă rămâne cu Peugeot aici, uite, în lanul de porumb al lui mamaie. A trecut de Buzău să... Bă, Peugeot-ul nostru. Wow! Am ajuns în Cosmopolis și începe acțiunea, băieți. Deci planul stă felul următor. Trebuie să descărcăm mașina fără să vadă ăsta. El e încă la birou. Eu o să-l sun și o să-i zic că vreau să vorbesc ceva cu el, să fiu doar eu cu el. Și o să-i zic că, bă, nu mai vreau să lucrez cu Mobile Fox, mi se pare că te-a schimbat ca om, că te-a schimbat banii. Dar e vrăjeală, puteți să folosiți codul obisoi, dacă. Da. Adică codul merge mai bine, o să vedeți. O să meargă mai bine. Suntem cu rechinul în spate și trebuie să o descărcăm. Da. Mamă, e și rare. Da, nu prea e idee bună. E rare și acolo. Da, dar nu e în mașină. Păi nu e mașină. Mamă, dar trebuie să te enervezi rău de tot. Perfect. Mamă, ce emoție asta. Uite-mă cum a ajuns de casă. Da, mă. Uite pe băiatul meu. Nu pot să cred că a ajuns. Uite-o, mă. Bă, a ajuns. Ireal. Am reușit. Să fericit, dar să-și c***a pe mine. Să țineți minte că acest clip nu este sponsorizat. Avem doar Mobile Fox și codul obisoi. Datorită vouă facem clipul ăsta. Și dacă mai vreți clipuri din astea tare așa și lucrate, folosiți codul obisoi dacă vreți să vă luați o husă. Ar fi recomandat să vă luați o husă ca să nu vă spargeți telefonul. Da. Ce faci, mă? Păi, te-ai niște treabă, curare, știu? Ești la birou? Nu, nu. Da, unde ești? Din cartier. Vreau și să ne întâlnim să vorbim ceva. Dar noi doi, gen. Bine. Când poți să vii? Te sun când ajung înapoi la birou, bine? Păi, în cât timp ajungi? Că eu sunt, eram la Lidl și am zis să... 20 de minute, nu știu. Mamă. Da, vlogul devenea deja prea lung, așa că următoarea parte în care spun blondului că nu mai vreau să lucrez cu Mobile Fox pentru că am luat un contract cu păcănele, va apărea la 75.000 de abonați, așa că nu mai stai degeaba, dă-i subscribe să-i vezi reacția blondului cum era să plângă când a văzut mașina și cum era să mă cer pe bune cu el.